Alo, Pinte, mă auzi? Da, te aud. Ce faci, frate? Da, te alimentez aici la benzinărie, că merg până undeva. Mamă, o duci bine, alimentezi, te plin cu mașina? Nu cu mașina mea, cu altcineva, merg, că să-l are și permisul să-l duc până undeva. Băi, frate, poți să vorbești un minut? Da, zi. Băi, am nevoie neapărat de 5 milioane, băi, frate, te rog. Păi am 5 milioane și am 5 milioane și 800, trimit 5 milioane la OMV. Îmi trimiți? Da. Băi, frate, da, și de ce? De ce? Întăiește curentul, lumina, că n-am plătit lumina. Mamă, nașpa, frate, îți trimit, când și mi dai tu înapoi când dai. Da? Aha. Băi, frate, nu glumești. Da, dar în două ore, într-o oră, o oră și ceva, că când mă întorc de la Caiova. Bă, da, nu mă minți. Stau în baza ta? Da, păi, dar de ce ai pățit? Cum ai... Păi nu știu, mi-a venit acum, că dacă nu plătesc în două, trei ore, îmi taie curentul. Și nu mai am cum să mai dau, că nu e pe numele meu. Da, mă, dau aici, bă, ai văzut că ți-a mai dat. Băi, frate, nu pot să cred așa ceva aici. Ești primul care mă ajută, ești nebun la cap. Da, mă. Băi, auzi? Da. N-am nevoie, am vrut să văd dacă mă ajut. De ce? Că te-am înregistrat. Am pierdut bușonul de la rezervor. Ce ziceai? Am vrut să văd dacă mă ajungi, că te-am înregistrat. Pe ce m-ai înregistrat? Ca să te pun pe YouTube. Să arăt, să arăt la... o farsă de aia. Da, să arăt la prietenii mei, că ce prieten bun am eu în România, un țigan. Da, soate, te-am pierdut bușonul de la motorina asta, pe... când am i l-am pus. Ești în benzină? Mai bușon aici sau n-ai? Nu fi asta, asta ce? Da, uite-mă, nu mai știam. Te-ai pierdut. Ce? Băi, nu, da, ce faci? Băi, frate, tu îmi dai ultimii bani ai tăi, ești nebun? Da, frate, îți trimiteam dacă erași fana mea, așa, te ajutam, așa se ajută prieteni. Da? Trebuia să zic o sumă mai mare. Da. Dacă ziceai o sumă mai mare, nu puteam, că n-aveam. Ziceai, îți trimit 5 milioane și să văd dacă mai pot, a? Dacă spuneai 10, 15, n-aveam. Da. Am doar 5 milioane. Băi, eu te-am înregistrat, încerc să te pun pe YouTube. O filmare, ceva, mă. Am făcut mai șoapă la YouTube. Da? Dar m-am stat așa și m-am gândit, bă, ăsta, nu știu, până la mea, adică, bă, era posibil, că n-am mai fost de mult de acasă și mă gândeam că poate stai ăsta cu el. Da, mă, dar n-am și eu bani acum, am venit din America, ești nebun. Păi asta, mă gândeam că poate n-ai la tine schimbat, alimentare la pompa, nu știu care. Am ajuns în Norvegia, în Oslo. Întârziere, dar nu prea mare.
departe, eu. Asta e un aeroport mare. Trebuie să trec de aici și ajung la F. Trec până înainte. Cum se arată în Norvegia, la aeroport, în Oslo. O să am o problemă acum, că asta are întârziere de 2 ore și nu știu dacă îl prind pe ăla din Londra. Dacă n-are ăla din Londra întârziere, s-ar putea să-l pierd. Asta arată aici că pleacă la 11:40, de fapt la 21:00. Ce aiure. Asta e. Rămân prin Londra. O să vedem. Uite ce motocicletă aici. Cu bagaj. Aici ne vom. Mamă, câte bagaje! Așa tare! Nu știu nimeni pe aici, prin Oslo. Deci, pentru prima oară am avut o întârziere din Florida către Norvegia și acum a doua oară, în aceea zi. Ar trebui să fie și a treia oară să se întâmple și în Londra ca să pot să prind avionul. Cam 10-15 minute la dispoziție să alerg. Dacă mai trec și pe la security, o să-mi ia timp. Asta e. Vom trece și vom vedea. Hai să fac o tură pe aici, dar am trecut de magazinele alea. N-are rost să mai mă întorc înapoi, că am alergat aici, mai aveam 20 de minute ca să prind avionul de la 11:40 și când văd o întârziere de 2 ore. O întârziere de 2 ore, băi, ce bun. Ia o
uitați aici, norvegian, ce scrie în dreapta, bam bam. Din Croația acum. Pe aici am un baruleț, cică, măsuțe. Asta cred că e avionul ăla cu care am venit azi. Cred că pleacă înapoi în America. Boeing 787, 787. Salutare, prieteni, așa arată Cristi Marin, a slăbit, forță, sunt în Norvegia, în Oslo, mi-am stat aici cam întârziere de vreo 2 ore și ceva, mai stau vreo 2 ore și s-ar putea să nu prind avionul din Londra, nasol. Acolo aveam o escală de 2 ore și 35, dacă aici întârzie 2 ore, plus 15-20 de minute iar întârziere, cam greu să-l prind pe ăla din Londra. Hai, bam bam! Se pare că sunt probleme aici la aeroport. Avionul întârzie, am primit vouchere în caz că vrem să renunțăm. Aici la Oslo sunt blocat. Așa arată în Norvegia, la aeroport, în Oslo. O să am o problemă acum că asta are întârziere de 2 ore și nu știu dacă îl prind pe ăla din Londra. Dacă nu are ăla din Londra întârziere, s-ar putea să-l pierd. Asta arată aici că pleacă la 11.40, de fapt la 25.40. Ce aiure. Asta e. Rămân prin Londra. O să vedem. Uite ce motocicletă aici. Cu bagaj. Aici nebun. Mamă, câte bagaj. Bagă tare. Nu nimeni pe aici, prin Oslo. Deci pentru prima oară am avut o întârziere din Florida către Norvegia și acum a doua oară, în aceea zi. Ar trebui să fie și a treia oară să întâmple și în Londra ca să pot să prind avionul. Cred că am 10-15 minute la dispoziție să alerg. Dacă mai trec și pe la security, o să-mi ia timp. Asta e. Vom trece și vom vedea. Hai să fac o tură pe aici, dar am trecut de magazinele alea. N-are rost să mai mă întorc înapoi, că am alergat aici, mai aveam 20 de minute ca să prind avionul de la 11.40. Și când văd o întârziere de 2 ore. O întârziere de 2 ore, băi, ce bun. Ia uitați aici. Norvegian. Ce scrie în dreapta? Bam, bam. Croația acum.
pe aici. Un baruleț, cică, măsuțe. Asta cred că e avionul ăla cu care am venit azi. Adică pleacă înapoi în America. Boeing 787. Welcome to Ryanair's RK1393 to London Stansted. We apologize for the delay. Your flight is expected to land in the next 10 to 15 minutes, and at this moment we would like to start pre-boarding so that we are ready for embarking when the aircraft is here. For that reason, we will require you to wait outside at the gate, and we will use the two computers right at the door to let you into the gate. Once again, we apologize for the delay and wish you a pleasant flight. Am urcat în avion, Ryanair, am târziat vreo 4 ore. Hai, bam, bam. Alo, Pinte, mă auzi? Da, te aud. Ce faci, frate? Da, te alimentez aici la benzinărie, că merg până undeva. Mamă, o duci bine, alimentez, te plin cu mașina. Nu cu mașina mea, cu altcineva, merg, că să are și permisul să-l duc până undeva. Băi, frate, poți să vorbești un minut? Da, zi. Băi, am nevoie neapărat de 5 milioane, băi, frate, te rog. Păi am 5 milioane și am 5 milioane și 800. Trimit 5 milioane la OMV. Îmi trimiți? Da. Băi, frate, da, și de ce? De ce? Că îmi tăie ăștia curentul, lumina, că n-am plătit lumina. Mamă, n-aș, mă, frate, îți trimit până și mi dai tu înapoi când dai. Da? Aha. Băi, frate, nu glumești. Da, dar în două ore, într-o oră, o oră și ceva, că mă întorc de la Craiova. Bă, da, nu mă minți. Nu mă, ce ai? Stau în baza ta? Da, păi, dar de ce ai pățit? Cum ai din... Păi, nu știu, mi-a venit acum, că dacă nu plătesc în două, trei ore, îmi taie curentul. Și nu mai am cum să mai dau, că nu e pe numele meu. Da, mă, dau, bă, ai văzut că ți-a mai dat. Băi, frate, nu pot să cred așa ceva aici. Ești primul care mă ajută, ești nebun la cap. Da, mă. Băi, auzi? Da. N-am nevoie, am vrut să văd dacă mă ajut. De ce? Că te-am înregistrat. Am pierdut bușonul de la rezervor. Ce ziceai? Am vrut să văd dacă mă ajut, că te-am înregistrat. Pe ce m-ai înregistrat? Ca să te pun pe YouTube. Să arăt, să arăt la... O farsă de aia. Da, să arăt la prietenii mei, că ce prieten bun am eu în România, un țigan... Da, frate, am pierdut bușonul de la motorina asta, nu am mi l-am pus. Păi, ești în benzină? Mai ai bușon aici sau n-ai? Nu o fi asta, asta ce? Da, uite mă, nu mai știam. Te-ai pierdut. Ce? Băi, nu... Da, ce faci? Băi, frate, tu îmi dai ultimii bani ai tăi, ești nebun? Da, frate, îți trimiteam dacă erași fana mea, așa, te ajutam, așa se ajută prieteni. Da? Trebuia să zic o sumă mai mare. Da. Dacă ziceai sumă mai mare, nu puteam, că n-aveam. Ziceai, îți trimit 5 milioane și să văd dacă mai pot, a? Dacă spuneai 10, 15, n-aveam. Da. Bă, am doar 5 milioane. Bă, eu te-am înregistrat, încerc să te pun pe YouTube cu o filmare, ceva. Bine, să mă ieși acolo la YouTube. Da? Dar m-am stat așa și m-am gândit, bă, ăsta, nu știu, până la mea, adică, bă, era posibil, că n-am mai fost de mult de acasă și mă gândeam că poate stai ăsta cu el. Da, mă, dar n-am și eu bani acum, am venit din America, ești nebun. Păi asta, mă gândeam că poate n-ai la tine schimbat alimentare la pompa, nu știu care.